În ziua la ședința de astăzi sunt prezenți 19 consilieri, în total de 21 consilieri. Vă supun spre aprobare 10 procesului de oral, din data de 19 decembrie 2020. Cine este de acord? Împotriva, abține, unanimitate. Vă supun la vot textul procesului de oral, ședinței din data de 22 decembrie 2020. Cine este de acord? Împotriva, abține, unanimitate. Vă supun să aprobare textul procesului de oral, ședinței din data de 13 ianuarie 2021. Cine este de acord? Împotriva, abține, unanimitate. Vă aduc la conștiință în urmă necesar de votul pentru, în vederea adoptării părintelor de hotărâri scrise pe ordine de zi. Cu majoritate absolută 11 voturi, proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 și suplimentar cu 1, 2, 3. Cu majoritate calificată 15 voturi, proiectele numărul 8, 19, 22. Cu majoritate simplă, proiectele numărul 1, 6, 11, 20, 26, 27, 28. Cu precizarea cu proiectele numărul 26, 27 și 28 se adoptă cu vot secret. Mulțumesc! Bună ziua, stimați colegi! Prin dispoziția numărul 60 din 21 ianuarie 2021 au fost convocați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 32 de proiecte de hotărâre, inclusiv cele suplimentare. Aș propune ca, pe lângă aceste proiecte de hotărâre, să fie introdus la sfârșit și puncturi diverse și aș vrea să știu dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Trecem la ordinea de zi. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Vă mulțumesc! Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc! Hotărârea privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere spații. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc! Hotărârea privind aprobarea pentru anul 2021 a nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoane vârstnice îngrijite în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc! Proiect privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea asigurării cazării și mesei voluntarilor repartizate la Spitalul Municipal de Urgență Roman în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil cu amendamentul direcției economică a procedat la alocare din bugetul local al sumei după aprobarea Consiliului Local. Deci, introduce un articol 2 și propune în mod de notat. Avizul Comisiei Juridice? Cu acest amendament? Propus de Comisia. Ok. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Proiect privind desemnarea reprezentantului municipiului Roman în adunarea generală a acționarilor din cadrul ADI Aqua Neamț. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică.
avizul Consiliului Juridice. Acordat. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiect privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 45 din 27.02.2019 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul privind asocierea municipiului Roman cu alte unități administrative teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Moldova se dezvoltă. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă, abține, vă mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc frumos. Așa cum poate erați observat, săptămâna trecută am avut o întâlnire la invitația președintelui Asociației Moldova se dezvoltă, domnul Mihai Chirica, primar Mihai Chirica, alături de alți colegi primari din Moldova. Și sigur, credem că această unire a forțelor din Moldova va face ca proiectele ce avem în vedere, vorbesc aici la proiecte macro, să fie susținute și implementate. Și aici vorbim de mari proiecte de infrastructură pentru Moldova, de Spitalul Regional de la Iași, lucruri care vor fi în atenția acestei asociații pentru a se dezvolta. Totodată s-a pus problema, așa cum a spus, și pentru dezvoltarea sistemului de învățământ foarte bine la nivelul și controlat la nivelul Moldovei, atât centre universitare, cât și centre de pregătire tehnice care să le dezvoltăm la nivelul regiunii noastre. Și în ultimul rând, deschiderea unui birou la USER, astfel încât prin intermediul acestei asociații să putem avea acces direct la fondurile europene. Cred că este o activitate de bun augur și nu poate decât să așeze Roma numai în parte de o parte a dezvoltării, așa cum cred că toți ne dorim. Mulțumesc! Trecem la următorul proiect de hotărâre, privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare-cumpărare. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Discuții. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul favorabil cu un amendament. Articolul 2 se completează cu direcția economică centrală la alocarea din bugetul local a sumei după aprobarea bugetului local. Ok. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, lotizarea teren pentru construirea locuinței individuale, sistematizare verticală teren și branșamente utilități. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 6 din 30.01.2020 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții, dacă sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 186 din 22.08.2019 privind aprobarea funcțiilor publice.
a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 320/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale administrație, din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 166 din data de 6-7-2018. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Nu votez. Domnul consilier Ionuț Gârbean participă la vot. Alte discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil, următorul amendament. În anexul serii 2015, suma va fi 2.163.000 lei, în loc de 8.163.000. Deci puteți să repetați amendamentul, vă rog? Din greșeală de oameni, s-au născos bani de la deci încă o dată puteți să ne spuneți, pentru că a spus rândul 15 și a spus mai apoi că se scop banii de la parcul Zăvoi. Ori în această anexă pe care o am în față, cu finanțarea, rândul 15 reprezintă cu finanțarea programul Locuințe Sociale. De la 11, dacă îmi permiteți, de la poziția 11 din anexă se elimină. A, 11. Poziția 11. Iar suma se adaugă la fostul rând 15-14 actualmente. Deci se elimină numărul 11. Am înțeles. Și suma se adaugă la poziția fostul 15 care va deveni 14. Da. Suma finanțată deveni mai mare. Cu toate se elimină, suma se reportează. Mulțumesc pentru precizări. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 244/2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Vă rog, domnule consilier. După un PSD, ca și în decembrie, se va abține. Se vede clar cu data asta, că este majoritatea. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Este cineva de la... Domnul director. Doamna director. Vă rog, eu am o întrebare punctuală. Un moment, vă rog. Pentru că se vorbește despre o lege care, legea 296/2020, care stă la baza acestei modificări care este în acest proiect de hotărâre. Și în ceea ce privește mijloacele de transport, spuneți dumneavoastră că se ia în calcul un articol care este articolul 215 din noua lege și care modifică articolul 491 din codul fiscal, corect? Exact. Ok.
Mai jos se spune însă că toate aceste modificări sunt pentru anul fiscal următor. Deci noi dacă aprobăm în 2021 ceva, nu putem aproba decât pentru 2022. Conform legii 296/2020. Trebuia să publicăm în 2020. Ea a fost publicată în 20. Puteți să veniți să vorbiți la microfon, că nu se aude și colegii vor trebui să facă un proces verbal. Deci legea a fost publicată în 21 decembrie, imediat după ce noi am dumneavoastră adoptat puterea de Consiliul Local. Până la sfârșitul anului, cum s-a mai luat? Da, dar încă o dată vă zic, noi dacă facem, dacă aprobăm această hotărâre de Consiliu Local acum, pe ce spune legea aceasta, 296, spune așa, la articolul 216.2, sumele indexate și se referă la acele tabele, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Deci noi dacă dăm acum o hotărâre a Consiliului Local, nu putem să o aplicăm în acest an, pentru că am încălcat această lege. De la juri, ea trebuia să aibă efect pentru sfârșitul anului trecut. Nu contează că trebuia să aibă efect, contează că suntem în această realitate de acum. Dar noi modificăm cu hotărâre de Consiliul Local anterioară, s-a aplicat pentru anul 2021. Da, dar noi acum, doamna, suntem în poziția de a da un vot. Și dacă dăm un vot, nu putem să dăm vot pentru anul fiscal în curent. Pentru că așa spune legea. Și când dacă întregi, intră în aplicare în momentul următorului, am spus eu. Nu știu ce spune asta, dar nu știu, aș vrea o completare cu multe lucruri. Doamna Rusu. Putem, aplicabilitatea este din anul 2021 sau din anul 2022? Având în vedere că modifică HCL-ul aprobat în decembrie. Actul administrativ care urmează să-l adoptați are un caracter subsecvent față de dispozițiile legii. Deci acum este adoptat în decembrie, exprimarea din lege este anul fiscal următor. Având în vedere caracterul subsidiar al hotărârii de Consiliu față de dispozițiile legii sau ordonanțe de urgență care modifică acea lege, este evident că se poate adopta acest proiect. Da, dar această lege nu este doar pentru anul 2021, este de acum înainte. Deci e clar că acest aliniat se referă la anul fiscal următor, indiferent că vorbim de 21, 22, 23. Este culpa autorității locale că legea s-a adoptat, o lege modificată. Este adevărat că nu este culpa, doar că... Nu a fost tipul fizic pentru... Nici nu putem să încălcăm legea. E adevărat că nu este culpa, dar... Nu încălcăm legea. Hotărârea de Consiliu Local are caracterul unui act administrativ, nu are caracter de lege. Eu știu ce spuneți, iar în lege se spune clar. Legi. Deci are caracter subsidiar. Nici de cum nu încălcăm. Doar că aplicăm. Am înțeles. Doar că nu sunt convinsă de explicație, dacă îmi permiteți și acest punct. Bun, mai sunt alte discuții? Dacă nu, cine este pentru? Stați un pic cu mâna sus ca să vă numere. Împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al municipiului Roma și administrarea Consiliului Local Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Discuții?
Vă rog, domnule Bălă. Domnul observat, domnule Bălă. Înțelegem o apreciem, înțelegem că aici este o solicitare a administrației publice de preluare în administrare a stadionului de la sala de sport, de lângă sala de sport, împreună cu încă câteva clădiri. Corect? Da. Ați făcut un calcul cam cât va însemna administrarea și costurile de întreținere anual pentru toate aceste... Costurile de întreținere le plătim și actualmente. Ele sunt administrare la RPS. Ceea ce dorim noi să facem este tocmai să creăm premisele deschidere acestei baze, care tocmai de foarte mult timp nu reușește să aibă suficiente investiții pentru a se putea utiliza. Eu am spus că e un problemă, ca și cost bugetar, e un cost bugetar suplimentar care va veni anual de acum înainte și va greva bugetul orașului, având în vedere că situația este așa. Tocmai el a fost este în administrarea liceului program sportiv, iar toate costurile de administrare sunt și actualmente ale la liceul sportiv. Liceul program sportiv sigur că va avea în continuare în administrare această bază. Ok. Mulțumesc! Plăcere. Mai sunt și alte discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Vă rog, domnule consilier. Un lucru bun că se vor putea transmitere. Întrebarea mea venită de la Mașcun este dacă pe aceste sumații, decizii, a existat și un pod de vale să poată face plata și în altă parte de ceva de șeu. Mulțumesc. Din pune... Doamna director, vă rog să veniți la microfon pentru că va trebui făcut un proces verbal ulterior acestei ședințe. Dacă nu vom avea un pod de vale pe aceste lucruri, dar la platforma care înălțe câta pune în aplicare pentru testele ce se fac acum, care se vor fi realizați și în ajunsului procesului aplicației, se vor termina. Vreți că ea a existat la organizație credincioasă pe această platformă, pe site-ul cu mobilă. Eu cred că două conturi care deja am două la liceu. Da. Optați ori pentru liceu, ori pentru platforma primării. Dacă eu undeva unde fac conturi de bani, dacă poate cineva, mergi la bancă. Eu am dat, nu avem aceste. Și pe avem un rezort de timp, peste unul, peste două, peste două, așa putem, vom avea. Vom avea și peste unul. Nu știți că vom avea, am zis, eu am dat un oameni. Deci nu vom avea. Nu avem aceste. Dacă îmi permiteți să intervin, codurile de pare, pe care vreau să fac codurile de la autorități, sunt codurile de reprimaturi. Decizia de impunere este un document de înștiințare, este un document de plată. Sau care constituie obligația de plată. Obligația de plată, sau comandă, este un document de înștiințare. Obligația de plată de curge din lege, de document în sine. Doamna director, dar dacă cineva primește o astfel de înștiințare prin e-mail, poate să utilizeze ghișeu.ro să plătească? Ok, înțeles. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 220 din 27.9.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Vă rog.
cam întotdeauna în viață, un lucru care îl faci la un moment dat, poate fi îmbunătățit pe parcurs. De aceea se modifică și regulamentul ăsta, care nu l-a votat în 2018. Doar că se modifică atât de bine, încât la articolul 1 al iar apare aici o exprimare foarte invazivă și care lasă loc la foarte multe interpretări. În regulament, punctul F spunea foarte clar, se acordă acele înlesnire pentru parcare, pentru autoturisme de intervenție ale poliției, autoturisme de intervenție rom, gaz, electrică și așa mai departe. Apare în proiectul de hotărâre că, în cazul mijloacelor autor ale unor instituții, societăți comerciale sau persoane fizice desemnate de către acestea, care desfășoară temporar activități pe raza municipiului Roman în colaborare cu administrația publică. Stimați colegi, toate societățile comerciale de pe raza Oate Roman sunt colaboratori ai administrației, pentru că timp de un an plătesc taxe și impozite sau au angajați. Cum putem noi să dăm temporar unor colaboratori și care sunt termenii foarte evazivi? Iar temporar este și mai evaziv. Nu spune clar. O lună, două, o zi, doi ani, trei ani. De pentru care propune eliminarea aliniatului. Este evaziv și lasă loc la foarte multe interpretări. Deci acesta este amendamentul dumneavoastră, eliminarea ultimului aliniat din proiect. Acest aliniat. Ce spune? Dar, dacă dați voi, într-adevăr, așa cum spunea colegul Bălan, regulamentul suferă mereu amplericul, tocmai pentru a ne adapta la anumite lucruri, poate care nu au fost suficient de cuprinzătoare în vechiul regulament. Tocmai din acest motiv am creat și am dezvoltat acest paragraf ca să reușim să acoperim și anumite autorități care nu erau în prima fază cuprinse sau colaboratori, cei care au relații directe cu primăria municipiului Roma, totul produse doar sub o... De asta este termenul limitat, pentru a nu genera sau da acest acces doar un termen limitat și a putea crea o relație normală. Vorbim aici de primării din zona metropolitană, care au activități pe o anumită perioadă la primăria municipiului Roma. Este suficient de interpretat. Mă lăsați să revin, domnul consilier. Așa cum dumneavoastră aveți punct de vedere, poate nu știți toate aspectele avute, inclusiv colegii din mass media au beneficiază de acest acces atunci când vin la primăria municipiului Roman. Așa cum ați zis, înseamnă Roma metropolitan, sunt primărie cu care noi avem activități. Împreună cu, și cu aparatul de specialitate și în comisiile de specialitate a fost considerat oportun și cuprinzător acest aliniat pentru a rezolva tocmai aceste probleme. Mulțumesc! Mai sunt și alte discuții? Dacă nu, propun la vot amendamentul propus de domnul George Bălan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Propun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Consilierii, nu m-am putut să facem. Gândește proiectul. Cine vă dă? Adică, de ce spuneți că au dreptul? Că nu e adevărat. Nu e la fucul, la noastră, eu. Domnilor consilieri, dacă sunteți de acord, un pic. Domnilor consilieri, dacă sunteți de acord, propun să facem o ședință de lucru într-o zi cu reprezentanții acestei direcții care se ocupă de parcări, pentru că mai sunt și alte aspecte de discutat care nu sunt cuprinse aici. Și poate să facem o modificare exhaustivă a acestui regulament. Trecem mai departe.
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil, în următorul amendament de face realizării planul de rambursare, începând luna aprilie 2011. Și nu de avizul Comisiei Juridice. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locator Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Comisia pentru Buget Finanțe. Comisia juridică? Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei juridice. Discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Felicitări, dragi colegi, astăzi vă problemele din Spitalul Roman. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Avizul amendament la anexa 1.2, poziția corectivă, Ștefan cel Mare 13, în loc de Ștefan cel Mare 15. Okay. Avizul Comisiei Juridice? Avizul. Discuții? Alte discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Vom trece peste proiectele de hotărâre 26, 27 și 28. Aș vrea să le discutăm la urmă dacă sunteți de acord, pentru că implică vot. Și să mergem cu celelalte, dacă sunteți de acord cu această propunere. Prin urmare, proiectul de hotărâre... Proiectul de hotărâre numărul 30. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local 126/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31/3/2020 datorate bugetul local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorial a municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare parțiale a destinației unui imobil în vederea înființării unui centru de vaccinare. Comisia pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Comisia juridică? Discuții? Ce? Dacă sala va veni funcționată cu Dar e foarte bine că am precizat acest lucru, nu va fi afectat activitatea din sală. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local, numărul 1/2021, privind aprobarea schimbării destinației unor imobile aflate în domeniul public local al municipiului Roman, Comisia pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Comisia juridică. Discuții?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Acum, având în vedere că avem 3 proiecte de hotărâre unde vom avea vot secret, aparatul de lucru al Consiliului Local Roman a gândit mai multe, un nou tip de a vota, iar la votul secret, pe lângă faptul că veți vota persoanele cu care sunteți sau nu sunteți de acord, în partea de jos a buletinului de vot, aveți votul exprimat pentru proiectul de hotărâre în sine, dacă sunteți pentru, împotrivă sau dacă vă abțineți. Este o noutate pentru a se asigura secretul votului. Însă, mai înainte de toate, proiect de hotărâre privind aprobarea componenței unor comisii. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Avizul? Avizul comisiei. Avizul comisiei juridice? Propunerile pentru Comisia de Circulație. 2-3 reprezentanțe ai Consiliului Local. Pe baza propunerilor formațiunilor politice, pentru Comisia de Circulație la proiectul de hotărâre numărul 86 ar fi din partea PNL Andrei Forță, din partea PP-USL Dragoș Durel Moroșanu și din partea USR Plus Radu Constantin Samson. Pentru Comisia de Ordine Publică, din partea USR Plus domnul Ionuț Corbu, din partea Partidului Național Liberal, senator Adrian Alintenas. Comisia pentru Vânzarea Terenurilor? Pentru Comisia de Vânzarea Terenurilor, proprietate privată a municipiului Roman. Din partea PSD, domnul Radu Cătălin Curcan. Din partea PNL, doamna Dana Tamara Băiuș. Comisia pentru evaluarea oferte pentru închiriere imobile. Din partea PNL, doamna Rosana Dumitrița Lohan, domnul Jean. Doamna Lohan, da? Da. Ok. Comisia specială pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public în regim taxi și în regim de închiriere. Din partea PNL, domnul Jean Rosana Dumitrița Lohan și din partea USR Plus, domnul Gheorghe Ovidiu Mătici. Ok. Acestea sunt opunerile pentru proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 27 privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 236 din 26-11-2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților Subordonate Consiliului Local Roman. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Da, pentru că, așa cum știți, la momentul votării anterioare, Consiliul de Administrație al Colegiului Național Comodă a rămas un loc preocupat. Din partea PSD, propunerea este pentru domnul George Alexandru Bălat. Ok. Proiectul de hotărâre. Domnul președinte, am venit. Vă dat demisia din Consiliul de Administrație la Da. Eu mi-am dat demisia din Consiliul de Administrație la Școala de Arte Ceribidache. Pentru că era un singur loc și era un loc. Am înțeles. A venit adresa de la ISJ că erau. Erau doi și trebuia un singur. Am fost doi reprezentant pentru că unitatea este din cele mici. Ok. Mulțumesc și trecem la proiectul de hotărâre numărul 28 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Roman în comisiile de evaluare și asigurare a calității ale unităților de învățământ din municipiul Roman, Comisia pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Comisia juridică? Propunerile? Pe baza propunerilor pe care au făcut informațiile politice, avem
următoarele propuneri. Deci la început de promoție clasele sau din partea Pro-România, domnul George Dragoș Bacă. La Colegiul Tehnic pentru Poni. Din partea împreună pentru Moldova, domnul Bogdan Roman. La Colegiul Tehnic de Lumiana, din partea PNL, domnul Constantin Ghica. La Colegiul Tehnic Milon Păstil, din partea PSD, doamna Iulia Patrici Comșa. La liceul cu program sportiv, din partea PNL, domnișoana Roxana Ghiță Loca. La Colegiul Național Român Modă, din partea formațiunii împreună pentru Moldova, domnul Bogdan Roma. La liceul teologic episcop Melchisedec, din partea PSD, domnul Ionuț Ghiriciocoiu. La liceul teologic Sfântul Franț de Asis, din partea Pro-România, domnul George Dragoș Bacă. La școala de artă Sergiu Vidache, din partea PNL, doamna Elena Chermuș. La școala gimnazială Vasile Alexandrii, din partea PSD, domnul George Alexandru Bălan. La școala gimnazială Mihai Eminescu, din partea PNL, domnul Ștefan Pălăt Scârga. La școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza, din partea USR, domnul Gheorghe Ovidiu Vârtici. La școala gimnazială Calistrat Cogar, din partea PSD, domnul Radu Cătălin Corpan. La școala oficială sanitară Moldova, din partea Împreună pentru Moldova, doamna Teodora Baciu. De asemenea, tot doamna Teodora Baciu, la Clubul Copiilor. Și la grădinița Anton Burcovici, din partea PNL, doamna Doamna Rosana Ior. Ok. Prin urmare, vom trece la vot. Fiecare dintre dumneavoastră va lua câte 3 buletine de vot, câte unul de fiecare culoare și va bifa persoanele pe care le dorește în comisii sau în acele consilii. Și ulterior să nu uitați, vă rog, că aceasta este marea noutate, pentru că nu se va mai supune la vot proiectul în sine. Votul va fi dat în mod secret în această ultimă, în acest ultim paragraf al buletinului de vot. Așadar, putem să trecem la vot. La proiectul de hotărâre numărul 26, privind aprobarea componenței unor comisii, conform votului secret, proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 3 abțineri. La proiectul de hotărâre numărul 27, privind modificarea anexei numărul 1 la HCL 236/26 a 11-2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților subordonate Consiliului Local Roman. Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă și 6 abțineri. La proiectul de hotărâre numărul 28, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din municipiul Roman, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi pentru și o abținere. Acestea fiind spuse, trecem la punctul diverse al ordinii de zi și aș vrea să-i întreb pe colegii consilieri dacă au discuții la acest punct. Eu sigur că Ok, mulțumesc. Erau două puncte pe care aș fi vrut să le discut cu dumneavoastră, dar având în vedere că ați votat stimulentele pentru cei 3 directori ai spitalului, a rămas un singur punct pe care aș vrea să-l supun atenției dumneavoastră. Nu am spus acest lucru înainte de votul pe comisii, pentru că acest proiect de hotărâre numărul 26 conține mai multe comisii și era firesc ca
să se treacă la treabă cât mai repede, însă, în ceea ce privește Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, unul din membrii comisiei este domnul Haivas Mihai. Consider că este un conflict de interese pentru că firma domnului Haivas este într-un proces, într-un litigiu civil cu Primăria Municipiului Roman. Și am vorbit cu domnul primar care a spus că aceasta a fost propunerea aparatului de specialitate și rugămintea mea este ca într-un timp relativ scurt să se înlăture acest conflict de interese evident care este între cineva care reprezintă o firmă care este într-un proces cu Primăria Roman și tot acea persoană este foarte bună a face parte din această comisie. Vă rog, domnul vice. Societatea domnului Haivas, omul de afaceri, este în proces cu primărie. Sunt două lucruri diferite, el este în comisie în calitate de specialist în arhitectură, nu în calitate de executant al unor lucrări. Putem discuta despre oportunitatea locuirii sau eliminării domnului Haivas din comisie, dar trebuie să avem în considerare această delimitare a celor două calități ale domnului Haivas. Nu e, e un conflict de interese moral, din punctul meu de vedere. Un conflict de interese nu e. Deci nu e un conflict de interese, pentru că el nu... În comisia de urbanism și amenajare... Dar putem lua calcul propunerea doamnei președinte și, eventual, în momentul în care direcția de urbanism identifică o altă persoană cu pregătire și autorizările corespunzătoare, să fie înlocuit în comisie, să propunem Consiliul Local această înlocuire. Domnul Paiva se are o rezultată egală a societății? La ce preferi? Eu nu sunt de comisia de urbanism și la fel. Dar ați intervenit spunând că nu este nicio legătură de faptul că era reprezentantul a societății și acum e din postura de arhitect. La momentul la care ați convenit speța, litigiul, era reprezentantul societății. Voi invit la următoarea ședință a Comisiei de Urbanism, în general, în general, ca să vedeți în ce constă activitatea acestei comisii. Se analizează proiectele... Tot s-a absolvat sau... Adică, era reprezentantul societății. În momentul în care ce? În care a apărut litigiul. În legătură cu un set tehnică de urbanism și analizare. Nu, dar e speța cel care este. Dacă discutăm despre ocolitarea romanesc, discutăm despre omul de afaceri din Haivas. Nu este o armată de arhitecți în Roma care se fac parte din comisii. Nu există în Roma. Cât sunt? În Roma sunt pentru o băută arhitecți de toți. Avem arhitecți care nu vor să fac parte din comisie pentru că sunt prea mult arhitecți. Ați vorbit cu fiecare dintre cei 8? Ați vorbit cu fiecare dintre cei 8? Dar nu mi-a răspuns la întrebare și nici domnului Roman nu i-a răspuns. Poate n-ați fost suficient de convingător. Ok, mulțumesc pentru disponibilitate și pentru deschidere, domnule primar, pentru că luați în calcul această idee. O variantă pe care cred că trebuie să o luăm în calcul cât mai curând. Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, declar închise lucrările ședinței de astăzi, o după amiază ușoară tuturor.